Rezultatul. Rezultatul mă nemulțumește. Rezultatul mă nemulțumește. Câteva greșeli individuale care ne-au costat. Normal să mă nemulțumesc. Sunt nervos, sunt trist. Mi-e rușine când mă uit în clasament. Mi-e foarte rușine când mă uit în clasament. Dar de mâine trezit și de drumul la treabă, pentru că altfel nu se mai poate. Am ajuns de atât? Nu se poate. Este rușinos, dar asta este viața. Asta este viața, asta este fotbalul până la urmă și eu sunt total nemulțumit. Sunt total dezamăgit de ce s-a întâmplat în această seară pe teren. Dar în acest moment, acum se văd adevăratele caractere. În momentul de acest gen. Nu doar atunci când e bine. Din punctul meu de vedere, eu face tot ceea ce va depinde de mine să scoatem echipa de unde tot noi am adus-o. Avem 2 săptămâni să ne pregătim și... Cine a mers? Și cu prima repriză am mers că am invitat cu 0-1 la pauză. Am început practic jocul de la 0-1. După aceea am dominat, am avut și ocazii. Știam jocul celor de la Botoșani, un joc care se bazează în special pe contraatac și cu echipă care se retrage în 30 de metri, toți cei 11 jucători și o echipă pe care e greu să desfaci, cu atât mai mult cât îți marchează minutul 2. E clar că au făcut pasul în spate, am dominat, am avut și 2-3 ocazii prima repriză, destul de mari, multe centrări și din stânga și din dreapta, din păcate n-am fost acolo în grau porții să introducem mingea în pasă. Dar asta e istorie, nu mai contează. Chiar nu mai contează ce s-a întâmplat, contează ce va fi de acum.